Muncitorii de la calea ferată Ocniți au protestat față de întârzierile salariale. Zeci de oameni au urcat pe șine și au stat ore bune, fiind nemulțumiți că nu au primit lefurile de 4 luni. Ei se plâng că nu au cu ce-și hrăni familiile. A fost nevoie de intervenția poliției pentru a elibera liniile de tren. În urma acțiunii de astăzi, conducerea întreprinderii Calea Ferată Moldova promite că problema va fi rezolvată până la sfârșitul săptămânii. Ничего не пускаем. Ajunși la limita disperării, zeci de muncitori de la calea ferată Ocnița au blocat liniile de tren în semn de protest pentru că nu și-au ridicat salariile de 4 luni. Ei se plâng că sunt plini de datorii și îndură foame. Nu suntem în stare să lucrăm, ne tremură mâinile și picioarele. Cu ce să ne hrănim copiii? Fiul meu la fel lucrează aici 24 de ore. Trebuie ceva să mănânce în acest timp. Dacă noi vom bloca circulația, ei se vor gândi. Dacă nu, atunci vom lucra gratis până când vom muri de foame. Conducerea întreprinderii Calea Ferată Moldova nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta situația. Adrian Onceanu a refuzat invitația protestatarilor de a veni la Ocnița, unde activează aproximativ 600 de muncitori, dar a promis că aceștia își vor primi banii până la sfârșitul săptămânii. Tișe! În această săptămână voi încerca să vă achit salariile. Voi face ce îmi va sta în puteri. Obosiți de promisiunile autorităților, muncitorii au protestat pe șine până când oamenii legii au intervenit, pentru a nu-și pune viața în pericol. Pentru a fi auziți, manifestanții spun că sunt gata să ajungă și la Parlament. În ultimii 5 ani, angajații CFM au semnalat probleme privind achitarea salariilor. Datoriile întreprinderii Calea Ferată Moldova se ridică la 459 de milioane de lei, dintre care 69 reprezintă restanțe salariale.